Salutare tuturor și bine ați venit la un episod de WW2K15 My Career, episodul 14. Bun, după cum mulți dintre voi știți, acesta ar fi trebuit să fie episodul 16, dar pentru că mi-a dat crash-el gatoul, știți și voi ce s-a întâmplat, două episoade au dispărut pur și simplu. Deci, să spunem că e episodul 16. Uitați, și scrie acolo Regent defeats Titus O'Neil. Da, l-am bătut și pe Titus. Bun, în următorul match o să jucăm contra lui Fandango într-un tune-up match. Deci, haideți să începem. Să sperăm că îl vom câștiga. N-am mai postat WW2K15 de ceva vreme, dar știți și voi de ce. Mâine probabil o să apară un pack opening la FIFA 15. Nu vă spun ce a picat, dar vă spun că o să fie interesant. Știți că ieri m-am bătut Jepcar. De fapt, ieri am pus videoul că eu cu Jepcar am jucat joi. Și săptămâna asta nu prea am postat pentru că și netul meu a fost stricat câteva zile. Bun. Fandango ăsta, pe bune. What the fuck? Oare o să dau mai încet. Too late. Trebuia să dau mai încet ca să nu auziți de două ori comentatorul. În sfârșit reverse acolo în pumn în burta lui Fandango. Clothesline. Aoleu, dar trebuie să mă reobișnuiesc cu jocul că n-am mai jucat de ceva vreme. Am uitat și ce overall aveam, parcă îl upgradasem eu și acum aveam 80 și ceva. Ne apropiem de 90. Test de mușchi. Aoleu. Doamne, dar ce penibile Fandango, frate. Cum să ai pantaloni de panteră? Deci cu caramel, pe bune, culoarea caramelului. Ce naiba îmi face acum? What? Aoleu. Too fast. Deci, un tricoul ăsta legendar a fost înregistrat primul videoclip cu My Career. Unii dintre voi bănuiesc că știți. Dacă v-ați uitat la primul episod din My Career, știți că acest tricou legendar a fost purtat. Aoleu, mă, dar ne domină ăsta. Trebuie în mod normal, trebuie să-l rupem. Dar nu mă auzi. Trebuie să mă reobișnuiesc cu reversurile. Frumos, eleganțe. Ia hai să ne urcăm pe coarda a treia. Dar nu merge să mă urc pe coarda a treia, what? Dar tot îl batem pe ăsta. Și fără coarda a treia. De-abia aștept să apară 2K16. O să fac serie și cu ăla, vă dați seama. Dar mai întâi să termin pasta. What? Ce cum ane... Bă! RKO out of nowhere. Și, bineînțeles, attitude adjustment. Știți și voi ce va urma. You can't see me because my time is now. Mamă, băieți, deci... M-am uitat la primul meci al lui Cena în WWE. Era pur și simplu penibil. Adică purta boxe roșii și avea niște kick pads roșii și melodia lui nici măcar nu avea cântăreți, era doar muzică. Hai că l-am bătut și pe Fandango. Știți că mie comentatorul spune Tornado sau ceva de genul. The Tornado. Nu. Comentatorul îmi spune Omega și când intru, îmi spun Tornado. Că nu există Regent, adică frate. Quick s-a gândit când a făcut caracterul să găsească unul la comentator, Lucifer. Lucifer. Jucăm contra cui să jucăm? Biggie sau Mark Henry? Eu zic să jucăm contra lui Biggie. Pentru că e tune-up match și ne dă mai mulți followeri. Ușor, ușor ne îndreptăm către SmackDown.
Acela este primul pas în cariera unui wrestler SmackDown, primul pas mare. Deja când ești în SmackDown, ești la masa bogaților. Într-un fel. Deja în Raw ești considerat greu. Big E ăsta mă cam enervează. Dar totuși ar trebui să ne schimbăm look-ul, să ne schimbăm chiloții sau ceva de genul. Pentru că eu cred că s-au cam demodat. Să-mi spuneți și voi cum vreți să arate caracterul meu în descriere. Too late. Stați așa să mă... Aoleu, bă. De fapt, mă văd la fel, eu prostie ce am făcut de asta. Dar Big E ăsta pare nervos. Frate... Big E e gen de ăsta, musculos, culturist și lent. Eu sunt rapid, asta e atul meu. Dar ce tot mă dă capul de ring negru ăsta? Ce reverse mi-a dat? Și eu nu am putut să-i mai dau reverse, aoleu. E nasol dacă o să ne bată Big E. Hai mă, dar dă-i odată reverse. Mamă, i-am prins una în față. German suplex, dacă nu mă înșel. Pe Big E îl batem, băieți. Îl batem și pe Big E. Chiar dacă are 70% și noi abia 45%. Hai să-l... Aoleu. Nu mă așteptam la asta. S-ar putea să ne bată, dar nu sunt sigur. Pentru că și noi putem întoarce rezultatul. Bun, deci faza cu reverse-ul deja începe să fie enervantă. Pentru că noi nu mai putem să dăm reverse. În sfârșit, ți-o meriți, Big E, ți-o merit. Am gura uscată și când ai gura uscată, parcă... Când vrei să pronunți anumite cuvinte, te forțezi așa, de-aia mă încurc. Pur și simplu, parcă simt gura lipită. Nu știu cum să vă explic. Ce ziceți, îl bate și pe Big E? Eu cred că da. Mamă, ce... Asta a durut pentru Big E, a durut. Chiar dacă e teatru, tot a durut. În joc a durut. Dar jocul nu pare să fie teatru. Adică uitați și voi. Când îi dau un pumn, îi cade saliva din cap. Cum să-i cadă saliva din cap? Adică pe bune. Poate e transpirație mai exact. Dar na, trebuie să și gândești puțin când vorbești, că de-aia ți-a dat Dumnezeu creier. Ia uite-l, mă! Ia uite-l tu pe ist, mă! A vrut să-mi facă semnătură. Băi, băiatule! Attitude adjustment, iubesc manevra asta. Boom, ia să vedem, cedează? Nu cred. A cedat, bun. Câștigăm și cu Big E, frumos. Momentan suntem invincibili în main event, n-am pierdut niciun match în main event. Ba da, am pierdut unul contra lui Rusev, care era în episodul 15, cum ar veni. Da, m-a bătut Rusev, dar în rest am câștigat tot. Și contra lui Damian Sandow am câștigat. Să vedem contra cui mai jucăm. Pay-per-view and Baron Blade. What? Opa, Elimination Chamber, pay-per-view! Uitați și voi ce față de orola care baronul ăsta. Că pe bune, cine naiba își bagă piercing în sprânceană? Și și e mai blond ca mine mă ăsta, asta e... Are... What? Regal? Regal stă cu mine la meciul ăsta? Bă, Regal ia lui Baron Blade. Opa.
Dacă mă întreb ce se întâmplă dacă îi ba managerul. Habar n-am. N-are de ce să mă descalifice. Pe ăsta luscăm, băieți. Ia stai, mă, vreau să-l bag pe Regal. Mai întâi să-i dau un pumn ăstuia. Ce close line. Dar nu poți să ieși din ring. Asta e că trebuia să cumpăr ceva și n-am cumpărat. Ca să poți să... ieși din ring mai repede. Ce-l bat pe ăsta? Pe Baron. Uitați aici manevră. Pe Baron Blade. Asta ieși din ring. Vreau să-l bat pe Regal. Ieși mă din ring. Bă, ce se întâmplă? What? Îl bate pe Baron Blade? Și ce se întâmplă acum? Ce? Ia uite-l! Ce tupeu are Barosanul ăsta? Aoleu! Ce... ce pervers! Ce perversiune! Doamne! What the fuck? Deci Baron ăsta, deci dacă mai joc o dată contra lui Baron ăsta, mamă, păi nu mai scapă. O să-l umilesc, deci o să-l bade, o să se cace pe el. Deci ați văzut ce perversiune? S-a ferit și arbitru era în colț. Eu am lovit arbitru, asta le ce mi-a dat cu scaun. Tupeu. Mamă, Baron Blade. Faoleu, ce tupeist, bă. Deci, bă. CM Punk, yeah. Seeing as William Regal, you have unfinished business. Cu cine să jucăm noi contra lui William Regal? Păi, cred că o să mergem pe Dolph Ziggler. Bun. Pentru că mulți dintre voi v-ați luat de mine... pentru că m-am luat de Dolph Ziggler. Da, cred că Dolph Ziggler era. Îmi cer scuze pentru asta, după cum observați, l-am luat la tag team. Ce se întâmplă acum? Habar n-am. Deci da, urmăriți următorul episod pentru a vedea ce se întâmplă în acest tag team Will Regal cu Baron Blade contra eu și Dolph Ziggler. Deci ați înțeles. Eu vă pup, ne vedem data viitoare.